De ce stăm? Bravo, bravo, microfonul. De ce stăm? Look at me, look at me. Tu ai reușit să redai nebunia asta. Te cred și după față și după mișcări. Nu ești expresivă doar cu fața, ești expresivă și cu corpul. Dragilor, după cum ați putut remarca în ediția de vineri seară, au avut loc câteva modificări. A fost un an dificil, dar cu toate acestea, sezonul 11 Românii au talent a fost filmat și realizat, ținându-se cont de toate măsurile de siguranță impuse de autorități. Cu toate acestea, în timpul filmărilor, mai exact înaintea startului celei de-a șasea zi, în care concurenții intrau pe scenă în fața juraților, Andy a primit rezultatul testului COVID și a aflat că este infectat cu noul virus. În urma acestei vești, Andy nu s-a mai alăturat echipei de filmare și s-a autoizolat, ținând cont de toate recomandările medicale. Între timp, filmările au continuat, la studiouri fiind luate toate măsurile de siguranță necesare. La acel moment, Smiley a preluat rolul de jurat alături de Andra, Alexandra și Florin, iar echipa tehnică a asigurat conectarea online a lui Andy din studioul lui. În culise, Pavel nu a fost singur, ci însoțit de fratele geamăn al lui Smiley. Seamănă perfect, dar e un pic mai rigid. Îmbrățișează pe Smiley varianta cartonată. Te rog frumos. Nici pentru colegi nu a fost o situație ușoară, în special pentru Andra, care s-a obișnuit timp de 10 sezoane să-l aibă în dreapta ei pe Andy. Când Smiley s-a alăturat echipei juraților Românii au talent, artista nu știa cum să-l strige. Cum să-i zic? Asta nu ți-am zis, eu tot Smiley mi-e să zic Andrei sau... Nu mă, zi-mi cum zic. Smiley, îmi vine să zic Smiley. Zi-mi Smiley. Și dacă îți scapă un Andy, nu e nicio problemă. Auzi, dacă tu vrei să zic Andrei, mă... Nu mă, nu, zi-mi Smiley, ok. Pavel Bartoș s-a simțit responsabil să-i facă instructajul lui Smiley. Ție nu ți s-a făcut instructajul, ai grijă. Când începe un concurent, nu te întorci cu scaunul, cu spatele. Trebuie să stai cu fața la el. Da. Și... dacă îți place, nu apeși pe butonul roșu. Asta e, că vrea să apăs. Nu o să fie în echipa ta. Ok. Tocmai. Deci, dacă nu-ți place, apeși. Să nu faci ce-a făcut Andra. Place, apăs, mai am încă o chestie. Cu care să, adică să ne luăm mâna de pe... Golden Buzz-ul, Golden Buzz-ul dai tu sau eu? Meu. Mă sfătuiesc cu tine la Golden Buzz-ul nostru? Da. Și tu, la Golden Buzz-ul lui Andy Moisescu, te sfătuiești cu mine? Încă trebuie să îi cer voie. Deci, trebuie să sun înainte. Da, nu înainte, să sun... Da, sună da, el. Bă, dă-i, că ăsta e. Deci, dacă îți place, nu apeși. Da. Ăsta. Deci nu intră în echipa ta. Bun. Ăsta pe el. Am grijă de el. Da. Deci pentru Smiley nu a fost foarte ușor. Obișnuit cu scaunul de la Vocea României, se pare că de data aceasta scaunul de la masa juraților Românii au talent îi cauzează câteva probleme. Ce faci, mă? Doamne, ferește! Măi, ce ai, mă? Stai că nu s-a obișnuit cu scaunul. Doamne, doamne! De ce-a fost asta, mă? Da, și nici n-am băut nimic. Nu, dar nu s-a obișnuit cu scaunul, ce-ți văd? I-am simțit lipsa pentru că el a fost lângă mine, a fost în dreapta mea, încă de la bun început în această emisiune și a intrat cu noi online și el și iată că am reușit să ducem la bun sfârșit aceste filmări cu colegul Smiley, care, desigur, știa deja toată rețeta succesului acestei emisiuni și știa concurenții. A fost foarte ușor să ne adaptăm situației pentru că am fost nevoiți. S-a întâmplat ca Andy să treacă acum, în această perioadă. Ce îmi pare foarte rău este că a pierdut unele momente pe care o să le vadă la televizor și o să recuperăm timpul ăsta pierdut în sezonul următor, sunt sigură de lucrul ăsta. Ia să mă uit în dreapta mea. Bună! Stai un pic, dar ce, tu nu știi sau ce? Dorine? O să fie Smiley în locul lui Andy. Și-a luat scutire medicală. Și ăsta a fost un sezon care, adică un lucru care m-a surprins total. Dar important e că se face bine și că va reveni alături de noi. Acum? Da. Unde e? Uite-l. Andy! Să intrezi în studio. Dorin? Andy! Probă cu Andrei. Hei. Andy, hei. Ia uite-l pe Andy, băie, cu mască. Da.
Chris Mandy. L-am sunat, era, știi că e un pic dărâmat. Da, mi-a zis. Nu are simț. Aia, el se simțe bine, se simțea bine. Nu. Pentru mine special, pentru mine în particular, a fost dificil pentru că a trebuit să țin locul lui Andy pentru aproape jumate de emisiune și a fost greu. După 11 sezoane în care, de 10 sezoane în care am fost în culise și am ținut cu fiecare concurent în parte și am ovaționat pentru fiecare. Cumva am fost pus într-o poziție în care a trebuit să nu susțin pe fiecare. De fapt, eu am susținut pe fiecare dintre ei, dar au fost oameni care nu s-au descurcat bine pe scenă și a trebuit să spun și nu, să dau și X-uri. Așa, să comentez fiecare număr în parte, e ok, că știu la câte numere am văzut și câți oameni am cunoscut pe scenă aici. Știu să povestesc și să judec un număr cumva, să-mi dau seama dacă e bun sau nu e bun. Dar am fost pus în poziția de a decide dacă e bun sau nu e bun. Daria, da. Ești surprinsă să mă vezi aici la România au talent în juriu? Da. Am înțeles. Știu, e o situație specială, dar să știi că Andy a fost cu ochii și cu urechile pe tine și ar vrea să-ți spună și el ce crede despre momentul tău. Nu pot să cred. Cum ați făcut asta? Ia uite-l. E o minune a tehnicii. Ia mă, cum ați făcut treaba asta? E o minune a tehnicii, sigur. Ia uite, mă, avalanșa. Ia uite, măi, vocea lui, mă. Dar am spus să nu te duci în weekend în, la schi, că te prinde după, avalanșa. După burgeri. Nu te-ai mai întors, nu ne-ai mai adus burgeri. Aole, am fost după steak-uri, maestre. Ce să fac? Dar Daria... Oameni buni, Daria la 13 ani cântă ceva. Eu mi-aduc aminte când aveam noi 13 ani ce cântam în tabere. Andy, mi se pare că eu, da, păi îți dai seama că ăla era maximul pe care îl puteam atinge. Deci mie mi se pare că generațiile actuale au făcut un salt așa uriaș, inclusiv din punct de vedere muzical. Adică a sunat foarte, foarte fresh. Ai și un verdict, Andy, pentru noi în seara asta? Da, cu mare plăcere, tocmai l-am rostit. Verdictul meu este da. Mulțumesc! Smiley! Eu merg cu deținătorul acestui scaun, de fapt, de drept, deci și din partea mea ai un da. Mulțumesc! A venit așa, oarecum pe neașteptate, cum cred că a venit la toată lumea, adică nu era cineva care-s gata. Poi mâine o să-mi fac testul, va fi pozitiv și ce, uite că și eram pregătit. Nu, cred că nimeni n-a fost pregătit. A fost un oarecare șoc emoțional, pentru că nu mi-am pus problema cum o să facem mai departe, după care în decurs de 10 minute am luat niște decizii de organizare din punct de vedere tehnic pe care mi le și permiteam pentru că doar am mai trecut printr-un lockdown și știam ce înseamnă să pui repede la cale un studio din care să poți să transmiți în direct ce vrei să faci. Drept pentru care am fost prezent în filmări chiar fără să fiu la fața locului. Doar că eu eram din altă locație, dar vedeam exact ceea ce vedeau și ceilalți colegi ai mei în același timp. Și vedeam, dacă vrei, cum văd telespectatorii. În loc să mai fiu față în față cu concurentul, îl descopeream și eu exact așa cum îl descoperă și telespectatorul, prin intermediul unui ecran. Dar să știi că emoția persistă și în cazul ăsta. Pentru că e vorba de emoția pe care ți-o dă un moment total neașteptat, pe care îl vezi pentru prima oară. Pentru că n-ai cum să știi ce se întâmplă pe scenă. Nici ca telespectator și nici noi ca jurați n-avem cum să știm înainte. Noi vedem tot ceea ce vedem atunci pentru prima oară. Și asta îți dă o emoție aparte și te ajută foarte mult. Adică eu nu am niciun cuvânt pregătit sau vreo frază anume în momentul în care cineva începe să facă ceva pe scenă. Pur și simplu încerc să mă las cât mai mult în poveste, să ascult și să văd ce simt. După care doar verbalizez. E atât de simplu. De asemenea, aș dori să menționez că în edițiile următoare îl vom revedea pe Andy Moisescu la masa juraților, deoarece aceste filmări au fost realizate înainte ca el să fie infectat cu virusul SARS-CoV-2.